It's that zest, you go, no, she must flow. Yeah, 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 yeah. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. De data aceasta vom juca un nou joc și voi face un fel de nouă serie pe acest canal. Dacă o să fiu susținut, o să fac o serie. O să joc GTA San Andreas Story Mode. O să fac o salvare nouă. Uite așa, New Game. Da, dacă nu o să vorbesc foarte mult pentru a vă auzi și voi povestea și a auzi eu și eu, pentru că am trecut de mai multe ori jocul, dar niciodată nu m-am bazat mai mult pe poveste și eram și eu copil atunci, mă jucam, nu eram cine știe ce. Și de acum vă anunț că nu o să dau peste... Nu o să dau skip. Nu o să dau skip la toate cinematicurile. Deci acesta este caracterul nostru, se pare că e la aeroport. Ne-am dus într-un taxi, se pare că suntem turiști sau ceva gen, cred. Și ne oprește poliția. Oare, de ce ne-ar opri poliția? Cu amenințiune, cu arme. Ce-am făcut? Bă, cred că suntem gangster sau ceva de gen. Suntem legați cu mafia, ceva. Ganguri. Când nu se iau ăștia de noi așa, din nimic. Băi, mă arestează, ești nebun. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. Bă, mi-am luat banii. This is drug money. Și că-s bani murdari, bă. Don't worry about it, I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. Chica, bine ai venit acasă. Nu știi de undeva ăsta? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Mă întreabă de unde i-am luat. Treaba mea de unde i-am luat, ce are, mă. Și ce? Se începe jocul direct, mă bagă la mic. Soare, what? Get out of here, you greaseball bastard! L-au alungat pe taxistul ăla. Oh, hey, sorry. My bag. Hey, man, my bag. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți să fac episoade cu continuarea poveștii din GTA. How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. Dacă o să vreți, o să joc și cu voi GTA San Andreas multiplayer. So what else you got shaking? Scrieți în comentarii părerile voastre. I live in Liberty City now. I'm clean, legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. O să spun pentru a auzi povestea. This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry, a fine man, I might add. You work fast, nigga. Ne introduce că acum în poveste. That's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Bă, nu cred că mă arestează așa dintr-o dată, adică e doar începutul jocului. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. You don't bang. This is car 58. See you around like a donut, Carl. Nu, mi-a dat drumul așa. A vrut doar să-mi pui niște întrebări, ce caut aici, ce este ăla. Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. Eu am mai fost aici și am fost gangster și acum am revenit și aici că-mi zic că-s gangster și mi-au dat voie să văd de treburi. Și uite, am intrat în joc. Da, eu știu cum se controlează. Mamă, dar ce sensibilitate am pus la mouse. Stați un pic să dau sensibilitatea mai mică, că am să prea mare. Tot e prea mare. O tap până pe aici, pe undeva. Uite așa. Trebuie să mă urc pe bicicletă. Ne ducem să facem primele misiuni. Să intrăm și noi pâine, așa cum se zice. Follow the CG. Ah, trebuie să mă duc la CG de pe hartă. Am avut
făcut un pic de pauză, să m-am uitat pe filmare dacă merge totul bine. Și continuăm, ne ducem până la CJ și da, vedem niște misiuni. Mie îmi place foarte mult acest joc. A fost jocul copilăriei mele, încă când țin minte când la verișorul meu am văzut pentru prima dată. Și da, acum îl joc din nou. Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up. A, noi am trăit aici înainte. Da, eu când eram mic nu mă uitam la toate, la toate genul, la toate amănunturile astea din poveste, adică eu doar mă jucam, mușcam, mă omoram cu polițiștii, furam mașini. Eram doar un copil, nu prea știam limba engleză. Se pare că am ajuns acasă după mult timp și ne aducem aminte de niște amintiri de aici. A, cred că mama noastră nu mai e, de aia ne aducem noi aminte de amintiri cu ea. Băi, grasul! It's me, Carl! Chill! Aia, Big Smoke, cum să nu știți pe Big Smoke? Că scrieți în comentarii cine știe pe Big Smoke. Oh my god! Da, e cel mai popular, aproape că după CJ e cel mai popular caracter. Okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen. Mama noastră nu mai e. Mi-a omorât cine? N-a murit, a omorât-o. Like it says in the book, we are blessed and cursed. Și o să ne răzbunăm. What fucking cred. Book? Same things make us laugh, make us cry. But right now we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. A, come on, să-mi arăte tu ce-am pierdut, ce mai e nou și să-mi arăte în frații mei toți din gang fotografie cu mama noastră. You wanna drive? Yeah, that's cool. De să conduc un pic. Nice car, Smoke. Că nice car. Foarte nice, mamă, ce tare. Mașină de mafioți. Da, și dacă după câte observați, am pus acolo jos subtitrele pentru a vedea și voi și pentru a înțelege și eu mai bine povestea. Se pare că suntem cu tot gang-ul aici la mormântul mamei. Da, nu cred că e prea fericit CJ să ajungă aici, să cum îl cheamă, Carl, ce scuze dacă i-ai mai zis CJ, dar nu știu, când eram mic, credeam că persoana principală îl cheamă CJ, dar după Carl îl cheamă. Se pare că asta e prietena lui ăsta și s-a certat. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him! Carl, don't tell me shit, man! As long as he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Acest episod nu va fi prea lung, adică o să fac primele misiuni, cred că primele două sau prima numai, ca să nu fie prea lung, să nu vă plictisiți și să îmi spuneți dacă mai vreți. Mai vreți episodii. Let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. It big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Cred că e un fel de bătălie între ganguri, între adunările astea din Los Santos. O, și cred că știți misiunea asta. Da, o să știți, n-aveți cum să nu știți în prima misiune. Mă, i-a bubuit mașina direct. Ăștia nu se joacă. Trebuie să-l urmez pe gras. Hai mă, gras, liniște. Rămâne în urmă. Ci că urmează, mă, dar eu mă duc în fața lui. Mă învață acolo cum să controlez. Da, eu știu, pentru că pe control sar. Eu știu controlele, pentru că mă joc Samp din când în când. Mamă, dragă mine, tu ești ce. Bă, mă omoară. Bă, nu mă așteptam asta. Bă, nu așa, mă omoară. Uite, mai am un sfert de viață mi-am luat. Nu credeam că ești. Bă, mergeți mai repede că mă omoară.
Bă, nu cred că mor din prima misiune. Mama, ca capiul ăla direct. Nu mă uit că e un... e un calc direct. Mamă, cum s-au dat, ați văzut? Split up! Keep up, motherfucker! Ați văzut cum... acum trebuie să continui. Se pare că nu e nimeni din spate. Dai, urmă, nu pe ăștia. Bă, cică... cică sunt eu în spatele lor, ei sunt în spatele meu și nu știu că nimeni sunt meu. Și cu voi, mă, calmați-vă. Știu, mă, cum se blochează, bă, ce claxon e, mă. Bă, din clopă. Pui jos, o dau din clopățel. Hai, bă, mergeți. Bă, dar merg încet, o să mă omoare ăia, iară. East Coast got you all thinned out, home. Bă, grasul ăla, el singur e în spate și zice că eu merg încet. Mi s-a upgradat skill-ul de ciclist. Mamă, ce ciclist e născut îs. Bă, mamă, vine aia din urmă. Nu, eu știu unde să mă duc, așa că da, o să mă duc direct. Trebuie să ne ducem acasă. Asta e un fel de intrare în misiuni și chestii de astea. Ci că spre departe de Ryder. Hai, bă, Ryder, că mă omoară ăștia, bă. Bă, nu te crezi, Ryder. Bă, Ryder. Ci că, come on, CJ, ăștia mă omoară și come on, CJ. Bă, ce de prost poate fi. Hai, mă, ești din spatele meu, care, come on. Hai că mă duc cu Big Smoke. O, oh, gata, nu mai vine aia după mine. Și eu să nu mă depărtez. Să nu mă depărtez de aia. What's the matter, fool? You tired? Chica, s-o bă, Ryder ăsta e o bucată mare de... Își bat joc de mine, ce? Snow trebuie să-și bate joc toți de mine, ce n-ai? Ne-am arătat cine-s gangster, bă. I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. Îmi pare rău dacă nu știți limba engleză, dar da, hey, yo, nu o să stau să vă traduc. Câteodată numai ce e mai important o să vă zic. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. Ah, și acum trebuie să mă duc să mă tund și să mi aleg niște haine cu Ryder. Hai, mă. Mi arată garajul, casa, prezentări de astea de la început de joc. Acum mi arată că trebuie să intru. De ce să intru? Adică mă duc să continui misiunea. Mamă, asta cred că e cea mai tare când mission peste respect plus. Go inside CJ house to continue. De ce trebuie să mă duc, bă, că vreau să continui misiunea? Sau ce să facă, ce este altceva? Cinematic, a. A, gata, am înțeles, îmi arată cum să salvez jocul. Dar nu vreau să-l salvez. Vreau să mă duc să fac misiune. Pot? Da. Go and see. A, acum mă duc la Ryder. Să-mi aleg tab. Mă sună cineva. Uite, pe tab poți mă juca. Sweet, hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. A, o să dau peste astea pentru că o să vă zic eu mai pe scurt. Ryder vrea să ne zică că s-au schimbat vremurile pe aici, s-au mai făcut ganguri și despre toate astea. Nu merită pentru că sunt multe detalii și v-am zis eu așa pe scurt. Hai să trecem la misiunea următoare. Asta o să fie ultima episod. Hey man, what you want? Ultima misiune pe acest episod. What's up with you? Yeah, homie, yeah, it's good to see you back. Mamă, no homie love, no huh? Right. Oh, for sure, my nigga, my bad. What's cracking with you? Hey man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying no wrong hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. The fucking Grove Street. You damn? I'm always damn. Grove Street. Noi suntem Grove Street. Let's go, bitch. Bă, bitch. Show me how they drive on the East Coast, homie. Oh, bă, ăștia îmi dă-o tot să conduc mașinile lor. Bă, eu nu zic nu. Hey, O'Ree still run the barbershop? Like a raggedy ass motherfucker. Mamă, ce derapează mașina. He popped his membrane years ago. The way I let that old fool in my head. Mi arată că pot să schimb camera pe V. Whatever. Asta o știam dinainte. I'll be cutting you like a DJ.
So when you run off? My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Yeah, da, okay, și acum am venit la ăsta, la să ne tundă și după aia ne îmbrăcăm, cred. Sau nu știu dacă ne îmbrăcăm. Nu ne îmbrăcăm acum doar ne tundem. Cu 350 dolari. Ah, și vreau să vă zic că nu o să joc cu cheat-uri, cu coduri. Nu o să joc coduri, o să joc cinstit, să văd dacă pot trece jocul așa cinstit. Să vedem ce frizură îi facem, bă, lui Carl. Facem așa mai chelur sau Cezar și barbă. Ia să vedem ce frizuri mai au ăștia pe aici. Bă, nu-mi prea place asta așa, parcă e prea... Mi-aș face afro. O să par așa mai diferit, mai... O să iasă în evidență, dar nu-mi place nici asta. Sau ceva așa mai badass. Bă, asta nu prea bedis și costă 500 de dolari care eu nu i-am. Hai că mi-o fac pe asta. Bă, dar ce frizuri aveau, bă, de prin anii 90, ce dracu. Să vedem, oare îi place lui Ryder frizura noastră? You know some, I take it back. Old Reese still got it crashed. S-a înseriat afară. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean as shit. Nu-i place, bă, frizura mea, chică, sunt ridicul. Look at you skinny, CJ. I want to get us something to eat. I'm going to finish this. Then I'm going to take care of business. Sunt prea slab. Hai să mâncăm, dar... O pizzerie aici. Mâncăm, ne facem energia. E pe bine-s. Când mănânc, îmi refac energia, dar să nu mănânc prea mult. Nu mă călca. Dar să nu mănânc prea mult, că pot să mă îngraș și pe tab mă uit la statusurile lui. Cel mai mare am sex appeal-ul. Cu frizura asta, cred și eu. Dați-mi, vă rog, ceva de 2 dolari, aveți? Aveți. Hai dați-mi, că nu mai am alți bani. Mulțumesc. Ce are Ryder? Mamă, nu cred. Băi, Ryder mi. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for you. Chica, not this again. La mai e jefuit odată Ryder, înseamnă că... Same old CJ. Buster. Straight buster. Nu suntem de acord cu Ryder. Oh, shit, run! Mamă, stai că ăsta are shotgun. Mamă, chiar că run. Run. Hai, Ryder, sui. Bă, tu să-l calc, Ryder, să-l calc. Bă, dracule. L-am omorât, bă. Bă, dar dacă-i fur... Îi fur shotgun. Mamă, i-am luat shotgun. Mamă. Păi ce naibii, mă fugărește el pe mine. Eu sunt gangster aici sau el. Mă amenință el, bă, cu arma. Îl ducem acum pe Ryder acasă și... Better drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti too. Misiune. Later, homie. Și-am terminat și această misiune. Cu această misiune cred că o să încheiem și episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share, un subscribe. Dacă v-a plăcut episodul, scrieți-mi în comentarii. Cu voi a fost Sorin, pe data viitoare. Pa, pa! I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star.